Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă. Invitatul nostru de astăzi este Liviu Neagoe. S-a născut într-o familie de credincioși baptiști. Mama foarte tânără, 16 ani, tatăl 25, a fost crescut de bunici. Credeți, stimați ascultători, că un băiat, un copil crescut într-o familie de credincioși care căutau să-și trăiască credința, mai are nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu? Liviu, binevenit la Vieți Transformate! Bine am găsit și mă bucur să pot să fiu din nou împreună cu voi. Este nevoie pentru un copil, pentru un tânăr crescut într-o astfel de familie, de o întâlnire personală cu Dumnezeu? Absolut este. Copiii, când se nasc, ei nu se nasc mântuiți și nici cu dorința de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Într-o lume în care imaginea este foarte atractivă. Relația cu prietenii te duce în altă direcție, și apoi dorința de a fi popular lumii care te înconjoară, cu siguranță ai nevoie de acea întâlnire cu Dumnezeu. Eu am crescut uh, cu o bunică care m-a învățat să mă rog, care mi-a spus despre Domnul Isus, care n-avea foarte multă școală, nu știa foarte multă explicație. Din cuvântul lui Dumnezeu, dar care trăia ca un exemplu viu. Și pentru noi ea, ea a fost un model toată viața. Ce anume face diferența între un om care are multă școală, dar nu are putere, și un om care nu are multă școală, dar are putere? Sigur că nu având multă școală, ai putere. Puterea vine de la Dumnezeu și ea mai este numită și har. Domnul Isus a promis, voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Iar definiția, să numesc așa, a harului este puterea lui Dumnezeu de a face voia lui. Când faci voia lui Dumnezeu, ai putere. Când nu mai faci voia lui Dumnezeu, atunci îți lipsește puterea. Bunica avea două clase și greu greu putea să-i labisi când citea, însă ea învăța să citească pe Biblia. știa cântările Evangheliei de la biserică și le cânta ori de câte ori, lucra sau croșeta sau făcea ceva. Eu am crescut în mediul acesta și sigur că Uh, nu m-a ajutat foarte mult că după ce am mers la școală mi duc aminte când m-am lepădat prima dată de Dumnezeu, a fost în clasa a patra. Când înainte, îmi... înainte de a ne istorisi cum te-ai lepădat prima dată de Dumnezeu, aș vrea să mai ținem puțin uh, în suspans acest subiect. Îți amintești cântările pe care le cânta bunica? Spune-i despre cântările pe care le cântați. Cânta... Îți amintești una dintre ele? Acum mai sunt mulți ani de atunci. Bunica a murit de 20 de ani. Uh, avea cântări uh, din cântările Evangheliei, o doamne mare când privesc eu lumea, cântări vechi, cântări uh, uh, pe care noi nu le mai cântăm azi foarte des. Din păcate. Din păcate, dar cântări care uh, erau, uh, exprimau uh, un suflet care tângea după Dumnezeu. În clasa 4 te-ai lepădat prima dată de Hristos. Cum te-ai simțit? A, atunci a fost un dezastru, dar am fost într-o inconștiență totală. Învățătoarea vroia să ne pună cravata roșie și să ne facă pionieri. Și sigur că era dacă undeva înainte de anii 70. Era, normal. Și condiția era să nu mergi la biserică și să nu crezi în Dumnezeu. Și acum era pentru mine un dezastru ca toți colegii să aibă cravată roșie și eu să stau acolo fără cravată roșie. Era și o presiune fantastică, pentru că nu erai la era, fel ca și grupul. Era și nici nu ți explica nimeni și nici nu ți-a zis nimeni cum să te raportezi. Pur și simplu s-a întâmplat o nenorocire. Adică ea a venit la mine și a întrebat, tu copile, mergi la biserică? Și am zis, părinții, da, eu nu. <laughs> și atunci a zis, bine, îți dăm cravata. Și pentru nenorocita aia de cravată m-am lepădat de Domnul. Dar uh, Dumnezeu a fost bun cu mine și sigur că am făcut și eu ca toți copiii tot felul de prostioare. Am învățat să ascund, să mint, să fur, să Uh, nu furam acum nu știu ce tâlhărie, dar uh, sigur cu că... O bancă, două, cum se fură în zilele noastre. Aveam tot felul de, de lucruri care le făceam și yeah. aveam colegi uh, cu care făceam prostii și aveam tot felul de visuri și planuri și eram, uh, totuși nu eram într-o familie înstărită. Nu m-am născut într-o familie foarte avută, foarte bogată. Mi-aduc aminte când aveam uh, fasole sau paprika sau ceva, toți primeam, aveam acces la o singură bucată de cărnaț. Dacă vreai două, nu mai era. Cât era, era de mare bucata? Uh, nu era foarte mare, undeva <laughs> la vreo, eu știu, 7-8 cm, dar ideea era că eu ascundeam după farfurie și uh, într-o zi n-am băgat de seamă și eu ascundeam acolo ca să mănânc la urmă când nu mai aveau ceilalți și să mă laud că eu mai am. Erai un tip era prevăzător. Eram <laughs> prevăzător, da. Fratele meu într-o zi mi-a furat-o și atunci am fost foarte necăjit și m-am am supărat foarte tare. Dar uh, cam asta era viața atunci. Nu erau cum este acum Belșug și nici nu puteai să mănânci ceva până când nu mai știi de tine. Era totul cu măsură, era, tata nu era foarte comunicativ cu noi, el era șofer și lipsea mult de acasă. Când venea era foarte aspru cu noi, mama fiind foarte tânără nu avea foarte multă autoritate asupra noastră, iar bunicii îi necăjeam pentru că așa fac toți copiii. Acolo unde e cetatea de scăpare, acolo se duc și fac cele mai multe prostii. Și bunicii În curtea bunicii. Bunicii au fost cetatea noastră de scăpare când făceam prostii acasă, fugeam la bunici. Mai făceam și acolo prostii, dar acolo nu era grav ca acasă. Sigur că anii au trecut, am continuat, lucrul ăsta m-a afectat foarte mult, adică acea negare a faptului că eu nu sunt cu Dumnezeu mi-a dat un disconfort foarte mare și multă vreme m-a frământat lucrul acesta, așa că după ce s-a întâmplat dezastrul ăsta, au mai trecut câțiva ani și la 16 ani, într-o seară de Crăciun, la o predică a fratelui Liviu Olah la Biserica Emanuel, din Timișoara am mărturisit că vreau cu Domnul Isus și am cerut iertare în niște lacrimi, cum nu știu dacă am mai plâns vreodată în viața mea erau lacrimile pocăinței, apărării de rău, atunci am regretat tot ce am făcut până la vârstaia. Și o curiozitate care mi s-a întâmplat a fost că odată ce uh, am primit pe Domnul în viața mea din ziua aia am fost un alt om. În ce complet sens. un alt om. Niciodată nu mi-aduc aminte să fi avut probleme cu ceva care este scris în Biblie, și eu să mă potignesc și să zic oare de ce scrie așa, nu înțeleg, și pentru că eu nu înțeleg nu e adevărat. Nu, repet, nu mi-aduc aminte niciodată de la seara aceea când eu m-am predat Domnului. Până în ziua de azi, să mă fi împiedicat într-un singur lucru care Biblia îl declară. Nici cu versetul iubiți-vă, vrăjmașii? Nimic. Toate lucrurile pentru mine au fost așa cum sunt scrise. Acum am 53 de ani și chiar astăzi am vorbit de dimineață în devoțional cu angajații despre dragoste și despre adevăr. Și am înțeles un lucru care mi-a făcut multă lumină. Dacă ești din adevăr, accepti adevărul. Dacă nu ești din adevăr, nu poți să accepti adevărul și atunci sigur că îl comentezi. N-am avut niciodată problema aceasta să încerc să-l pun pe Dumnezeu într-o lumină proastă. Să spun că să încerc să arăt din Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a greșit, că aici nu mi se pare corect, că aud tot felul de zilele astea, chiar am fost șocat, au tot felul de afirmații. Dumnezeul Vechiului Testament a fost un sadic, un tiran, o morea pe capete și așa mai departe. Eu nu m-am potignit de lucrurile astea, eu nu l-am văzut pe Dumnezeu așa niciodată. Niciodată nu l-am putut vedea pe Dumnezeu rău. Chiar dacă am citit cum el a pedepsit pe cei ce au întors spatele, eu nu l-am văzut pe el rău. N-am avut problema aceasta. De multe ori mă mir, vin oameni la mine și îmi pun întrebări. Cum vezi uh, acolo sau acolo sau acolo? Eu am ales, la 16 ani, să-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Am avut, uh, cred că atunci, în seara aceea, când am primit pe Domnul Isus, am primit ceva care s-ar putea numi bunul simț. Și cred că, deși n-am știut multe, nu m-am îndoit niciodată, nu mi am fost teamă că nu-s bine și am avut pace de plină și pot să vă spun că am văzut degetul lui Dumnezeu în viața mea în fiecare zi din ziua aceea. Îți amintești cumva titlul predicii sau tema, subiectul predicii? Da, uh, mi-aduc aminte. Sigur, uh, au trecut mulți ani. Uh, de atunci. Era dar, Era în anul 1973. Uh, 73 73. Da. Uh, fratele Liviola a predicat despre Iosif și Maria care căutau un loc de găzduire și au bătut la o grămadă de uși și nicio ușă nu s-a deschis pentru el. Și atunci, în încheierea mesajului, a zis, totuși, acum, când vine la ușa inimii tale, ce vei face? Dragul nostru prieten, aceeași întrebare, dragul nostru ascultător, aceeași întrebare ți-o punem acum. Domnul Iisus Hristos stă și bate la inima, la inima ușii tale. Ce faci? Îi deschizi sau o respingi? Sau româine păsător. Și mi-am de pictura aceea celebră când Domnul Iisus Hristos stă și bate la o ușă care are clanță doar pe, doar pe, inu, pe interior, pe dinăuntru, pe din afară nu are. Deci nu, el nu intră cu forța. El nu forțează ușa, nu forțează. Adevărul este, aș vrea să explic dacă îmi dai voie ceva, care am înțeles mult mai târziu, dar s-a potrivit cu mine foarte mult. Am pornit pe drumul cunoașterii de Dumnezeu din seara aceea. Și pentru mine, întotdeauna când am vrut să-L cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu nu s-a ascuns. Și uh, am înțeles recent, uh, am crescut foarte mult în Cuvântul Lui Dumnezeu în toți acești ani și am avut multe experiențe cu El, dar am înțeles că dacă vrei să studiezi un animal sălbatic, o căprioară, te poți ascunde undeva și te poți pune să studiezi și să vezi viața și să-i faci un film și să fotografiezi și... Să cunoști despre ea. Dacă vrei să cunoști o rocă, o duci în laborator, o pui sub microscop și o mărești cât vrei și o studiezi. Dar când vrei să-l cunoști pe Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-l poți cunoaște decât dacă El te lasă. Și El te poate lăsa și te lasă câtă vreme nu vrei să-l pui într-o lumină proastă. Dacă, Dar uneori, uneori e așa de greu să te apropii de Dumnezeu, parcă cerul e de plumb, parcă nu, nu răspunde, parcă. Nici, e... n n pentru mine n-a fost niciodată problema asta, nu știu. Eu am cunoscut, în, când am mers mult în Africa, am cunoscut pe un frate care i-a murit amândoi părinții, el era musulman atunci, s-a dus pe câmp și a urlat cât l-a ținut gura cu mâinile în sus după Dumnezeu. Și a zis, dacă existi, dacă ești undeva, vino la mine. Și vreau neapărat să știu cine ești tu și de ce am rămas singur. Și Dumnezeu i-a răspuns acestei rugăciuni, pentru că era. nu era făcută ca să se bată cu Dumnezeu sau să se răzbune pe Dumnezeu. Era făcută dintr-o dorință de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Și nu era făcută către Allah sau către un Dumnezeu mort el sau către nu un străin, el ci nu către cuno... Dumnezeul da. cel viu. Care Dumnezeu îi este viu și el. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și El răsplătește. Și dacă ai acest fel de atitudine, când te apropie de Dumnezeu ca să-L cunoști, Dumnezeu vrea să se reveleze, dar Dumnezeu niciodată nu o să stea să-ți documenteze ție prostioare. Am auzit povestea despre Luther care avea un prieten ateu și ăsta... Tot timpul își bătea joc de Luther, că el e nebun, că el crede prostii, că el e slab, și în Luther tot lupta cu el și tot îi spunea și tot îi spunea. Și într-o zi. Uh, în tot uh, suferința asta lui, eu zis astăzi vreau să-ți spun cum a fost făcută lumea și a început să-i spună cum Dumnezeu a făcut lucrurile din nimic și cerurile și pământul și marea și pe om și omul se tot mira, wow, chiar așa și Luther la un moment dat zice povestea că a zis, na, în sfârșit Dumnezeu îi topește inima asta, începe să creadă și când a terminat toată povestirea, omul se uită la Luther și zice Aș vrea să te întreb ceva. Acum mi-ai zis așa de frumos cum s-au făcut toate lucrurile. Dar ce-a fost înainte de astea și ce făcea Dumnezeu înainte de astea? La care Luther n-a mai putut și-a zis, stătea într-un nuc și curăța nu ele ca să te bată pe tine la fund. Adică nu poți să vii să-L cauți pe Dumnezeu Punând întrebări stupide. Nu poți. Dacă chiar vrei să-L cunoști pe Dumnezeu cel viu, dezbracă-te de toate lucrurile omenești, de toate întrebările nebune și începe să-L iubești și abia atunci îți se vor umezi ochii, vei cunoaște harul, vei primi putere, vei înțelege cuvântul și va face sens pentru tine. Pentru că eu vă zic, acum poate mă credeți sau nu mă credeți, puteți lua Biblia, ea este cuvântul lui Dumnezeu și prin ea Dumnezeu ni se revelează într-un mod special. Revelația lui Dumnezeu este generală în natură, în istorie, în conștiință, specială în cuvânt, prin Isus Hristos. Dar poți să stai cu Biblia de dimineața până seara, dacă nu vine Dumnezeu să-ți însufle înțelegerea, nu vei pricepe nimic. Dumnezeu să vă ajute, estimați și dragi ascultători, înșiruim toate aceste istorii ca să arătăm cât de mult bine ne-a făcut Domnul, dar cu nădejdea să fim de folos dumneavoastră celor care ne ascultați. Livia, aveai 16 ani în momentul când ai, ai simțit cerul revărsându-se peste tine. Cum au reacționat colegii, gașca, trupa, băieții, eu, fetele. Eram, eu eram, un băiat care aveam părul roșu și asta mă făcea deosebit de toți ceilalți tineri. Ai rămas roșcat Și toată am rămas viața. roșcat și astăzi. Și din cauza asta am fost foarte mult respins de băieții de vârsta mea, fiindcă eram cumva însemnat și eram obișnuit deja ca cineva să nu mă primească în cercul de prieteni. Adevărul este că după pocăință, după ce eu am mărturisit pe Domnul, am, au început să strige la școală pocăitul, Eric cel roșu, în tot felul, dar eu nu i-am băgat în seamă. Pur și simplu am văzut că Dumnezeu este cu mine și că mă binecuvântă. Mă gândesc la povestea din Biblie când Dumnezeu a plecat de la Israel la Filisteni. Și chivotul a fost luat într-o anum, într anume luptă și, efectiv, Dumnezeu s-a mutat la Filisteni. Filistenii nu au știut ce să facă cu Dumnezeu și l-au pus în templu cu Dumnezeul lor. Și de acolo încolo au început toate necazurile lor. Și am înțeles ceva: când Dumnezeu vine să locuiască la tine, el nu poate să locuiască cu toată lumea ta, cu toate prostiile care le faci. Și atunci, pentru mine, la 16 ani, când Domnul Isus a venit în viața mea, eu am dat afară tot. Am renunțat la mă ascunde și a mai fuma o țigare sau a bea un pahar sau a spune o jurătură, sau a face rău și am bucurat după ce îl fac răul acela. Și sigur că viața a fost transformată total. Apoi Dumnezeu m-a învățat încet, încet anumite lucruri, iar eu l-am luat pe cuvânt. Și chiar din tinerețe am făcut ceva și aș vrea să fac o mărturisire. Eram săraci, nu aveam posibilități și uneori trebuia să mergem la biserică și era târziu și nu vroiam să întârziem. Și făceam legământ cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu aveam bani de bilet și trebuia să mă sui în tramvai ca să ajung la biserică. Și mă rugam și ziceam, Doamne, dacă Tu mă păzești să nu mă prindă controlul, eu când am bani cumpăr bilet și pentru călătoria aceasta. Și m-am suit în tramvai și am plecat și am ajuns la biserică. Și am făcut vreo două, trei ture așa și apoi am primit bani cumva de la părinți, m-am dus în loc să iau înghețată sau ciocolată, m-am dus la caseria de bilete, am luat odată, mi-aduc aminte, 10 bilete și le-am rupt toate și colegii au zis, ești nebun. Nu se poate așa. Nu se poate, tu ești prost. Cum să faci așa ceva? Cum l-ai plătit? Nici n-ai mers cu tramvaiul, le rup și le arunci. Zic, am o datorie față de Dumnezeu. Și deci nu rup, față de firma de tramvai. Nu, nu, eu, Dumnezeu m-a păzit <gânt> să nu vină controlorul lor. Și am promis lui Dumnezeu că nu rămân dator și n-am rămas. Dar vreau să vă zic, niciodată nu m-a prins controlul, dar nici nu am uitat să-mi plătesc datoria. Și Dumnezeu a fost bun cu mine. Și așa am crescut eu cu Dumnezeu. Așa am crescut cu Dumnezeu și am învățat să mă rog pentru lucrurile mici. Spunea cineva: Pentru un sac, dacă vrei să fie drept, să nu mai aibă încrețituri, trebuie să-l umpli. Sau pentru un preș, dacă e tot încrețit, trebuie să-l întinzi pe jos, să calci pe el. Cum s-a întâmplat în cazul tău? În cum ca... ai ajuns să fii în... ne... fără încrețituri? În cazul Nete. meu, Dumnezeu a tot turnat har. A tot turnat har și eu am crescut dintr-una în alta. Știți cum era lucrul acesta? Aveam o dragoste deosebită pentru Dumnezeu și îmi plăcea să slujesc la Casa Domnului. Chiar de la început eram la stație, la microfoane, mergeam cu o oră mai repede, toți acasă m-au considerat uh, extremist, de ce mă duc la biserică cu o oră mai repede, dar era liniște, îmi plăcea în Casa Domnului, citeam cuvântul. Uh, anii au mers, să știți, anii au mers uh, înainte și... Eu începeam să cresc cu Dumnezeu. Pastorul meu din vremea aceea, fratele pastor Băleanu Gheorghe, a venit într-o seară la noi, eram chiar înainte să plec în armată, și mi-a adus un testament nou care intra în buzunarul de la cămașă Și a zis, tinere, tu mergi pe un drum cu pericole. Vreau să-ți dau acest testament care să te ajute acolo unde te vei duce. Mi-a fost atât de drag acel mic testament pentru că încăpeam buzunarul de la cămașă. Aș vrea să vă fac o mărturisire. Când am ajuns la Bârlad, la unitatea militară de acolo, unde eram repartizat, eu aveam în valiza de lemn o grămadă de cărți, încă aveam dragoste pentru cuvânt. Toate mi-au fost confiscate la poartă cu excepția testamentului de lângă inimă din buzunarul cămașii. Și când am intrat în unitate, cumva aveam o teamă că aveam cuvântul cu mine și nu era voie. Și eram flămând să-l citesc. Și în prima seară, când am ajuns acolo, după ce ne-au tuns la zero și ne-au dat hainele de militar, s-a pus o întrebare. Eram 80 de militari într-o cameră. Și s-a pus o întrebare. Cine vrea să facă planton? Și eu am ridicat mâna și am fost primul care am făcut planton din leatul meu, dar în seara de planton eu citeam din cuvânt, eram treaz, eram atent și aveam cuvântul cu mine. Toți dormeau. Toți dormeau <laughs> și eram liniștit. A doua seară, iarăși se pune întrebarea, am ridicat din nou mâna, am zis vreau să fiu planton. Trei ore? Erau trei ore, da. Diferite, era, era din 3 în 3 ore, era de la 12 la 3 sau de la 3 la 6 sau de la 9 la 12. A treia seară când am vrut din nou să fiu planton, caporalul a fost de-a dreptul iritat că eu deja fusesem două nopți la rând și vreau să vă zic ceva, câteva luni nu mi-au mai dat voie să fac planton. Toți erau fierți că trebuiau să stea de planton și eu vroiam și nu mi de dea voie. Vezi ce înseamnă să ai odihnă în cuvânt. Da, este enorm. <laughs> Apoi, odihnă. în, ciclu 2, vreau să vă zic o minune care Dumnezeu a făcut-o, pentru că Dumnezeu era cu mine, am, am, fost ales din 1500 de soldați să aduc presa din oraș. Ziarele cu, trebuiau aduse zilnic de la poștă la unitate, pentru că S-au gândit ei, este un om care nu bea, nu face prostii, avem încredere, îl trimitem pe el nu vinde ziarele pentru băutură. Și ajungeam cu presa la timp, am primit cheia de la birou de partid unde erau, unde trebuiau duse ziarele și vreau să vă spun, când am intrat acolo și am pus ziarele în dulap, nu mare mi-a fost mirarea să văd că acolo, în dulapurile cele, erau toate cărțile creștine confiscate. Vreodată. Vreodată. Și Dumnezeu, M ales din 1500 de oameni să fiu peste camera aceea. Așa lucrează Dumnezeu. Nu contează cine se împotrivește cuvântului. Ei, și fără să știe, au făcut voia lui Dumnezeu. Și acolo, în camera ce am făcut, ser de rugăciune cu toți credincioșii din Unitate, noi ne știam unii pe alții. Dumnezeu a fost cu noi și ne-a păzit și ne-a ocrutit. Și... Cum v-ați cunoscut în Unitate? Mi-amintesc odată eram cu părinții la Borsec, eram mic în stațiune, și la un moment dat era un frate din București, fratele Blega, cânta la, la trompetă pe un deal acolo în centru stațiunii Borsec sau undeva mai la margine, dar era o piesă cunoscută de pocăiți și se strângeau din toate părțile. La auzul acelei de, linii melodice cântate la trompetă. La voi cum noi era spus că... simplu, adică nu-ți trebuia foarte mult să-ți dai seama despre un băiat că uh, este al lui Dumnezeu. Uh, sunt, erau mai multe situații. De exemplu, oamenii care îl au pe Dumnezeu nu mănâncă până nu se roagă. La masă, când mergeam la masă, nu ne era rușine să plecăm capul și să ne rugăm. Și imediat știam că ăla este un om al lui Dumnezeu. Apoi unii mai fluierau câte o melodie și noi știam melodia. Apoi, uh, marea majoritate a tinerilor vorbeau urât, uh, aveau glume proaste, discutau de femei, de tot felul de lucruri. Ceilalți uh, erau au retras tăcuți și atunci imediat noi uh, ne cunoșteam. Plus că uh, puterea lui Dumnezeu într-un om îl face deosebit și oamenii știu că el are ceva cei, ceea ce ceilalți nu au. Dar asta este puterea transformatoare a Duhului lui Dumnezeu. Odată ce uh, Uh, eram puși la munci grele, că eram, eu am făcut armata la telefonie și că eram bobine cu cabluri și unii nu puteau să le ducă și uh, când un om se rea Nu erau telefoane mobile pe vremea aceea, mă erau, erau, erau stații radio, erau tot felul de echipamente grele, mergeam în continuu la instrucție, dar când un om se rea să ajute pe unul care cădea sub o vară, știai că la nu este unul care... Erau, erau între noi care călcau pe noi, nu interesau că ai căzut sau că să-ți întindă mâna sau să te apere sau să intervină când te bajocorea cineva și uh, ne-am cunoscut. Am cunoscut chiar un evreu, un iudeu acolo uh, uh, care se ascundea, nu vrea nimeni să știe, dar eu l-am depistat și am zis și atunci am a zis, te rog să nu spui la nimeni. Deci nu, nu cred că este greu să deosebești pe oamenii care l-au pe Dumnezeu. Nu mai avem timp pentru astăzi, te-aș ruga, te-aș invita să continuăm data viitoare interviul nostru, stimați ascultători. Vorbim despre căsătoria cu Mariana, despre misiunea în Africa, despre misiunea între săraci, între oamenii nevoiași. Multe avem de discutat. N-am reușit în, într-un episod. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi, Liviu Nagoie. Data viitoare, în emisiunea Vies Transformate, vom continua acest interviu. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție. Cu toată dragostea, vă spunem Dumnezeu, să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea Vieți transformate.